Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor. O nouă ediție a emisiunii Linia 1 este astăzi alături de noi președintele Partidului Social-Democrat, domnul profesor Dumitru Buzatu. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua tuturor! Înainte de a discuta despre problemele de pe scena politică a județului Vaslui, spuneți ce s-a întâmplat la sediul PSD noaptea trecută. Am văzut poliție în curtea partidului, a fost spart sediul. Care e povestea? Da, cineva a intrat prin efracție și a distrus câteva încuietori de la uși, a răscolit prin documente și a colectat de acolo câteva obiecte pe care am putut noi să le reparăm. E vorba de niște telefoane destul de vechi, vechi de fapt, de multe și știu eu ce altceva vor mai fi găsit pe acolo, dar în orice caz nu am putut semnalăm dict acestea, pentru că și un televizor foarte ieftin, care era și documente, știu eu... Deocamdată inventariem documentele, dar nu pot să spun la prima vedere că, eu știu, o fi furat adeziunile, poate. Nu, n-aș putea spun, cred că este opera... Nici n-aș vrea să facem un caz din chestiunea aceasta, să exploatăm în vreun fel faptul în sine, cred că este opera unui om care a crezut că cine știe ce valori sunt ascunse în sediul partidului. Din păcate, pentru noi ne-am ales cu încuietoarele sparte și, evident, am dat și foarte multe lucruri, cred că, specialiștilor din poliție. Asta ar fi singura pagubă, încuietorile sparte la prima evaluare. Am vorbit de televizorul acela, dar un televizor ieftin, care e și destul de vechi, nu cred că constituia un element de atracție pentru cineva, de aceea am fost foarte surprins. Cred că mai mult hoțul s-a înșelat, a crezut că acolo sunt bani sau știu eu ce valori pe care să le poată lua sau poate că a avut doar să distrugă, să provoce pagube. Ei, dacă nu au dispărut adeziunile și baza de date, înseamnă că... Nu avea niciun sens să ia aceste lucruri, mai ales dacă ținem cont de faptul că evidențele noastre sunt ținute pe planuri multiple. Se află și la nivel național, se află și la nivel județean, se află și la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale. Deci, practic, a fura un asemenea tip de document nu produce nicio pagubă pentru că imediat poate fi reconstituit. Ce se întâmplă pe scena politică în cadrul Partidului Social-Democrat? Trecem printr-o perioadă de politică a trădării. Tot mai multe partide încearcă să atragă primari de la Partidul Social-Democrat sau de la Partidul Național Liberal. Bine că PNL-ul are mai puțin primar la nivelul județului Vaslui, dar PSD-ul stătea foarte bine la acest capitol. Și stă foarte mulți bine. Primari. Și stă și acum. Stă foarte bine în continuare. Stă foarte bine în continuare, deci... Noi, așa după cum se știe, am avut două pierderi, să zicem, care pot fi reperate. Este vorba de primarul de Bârlad, care practic nu și-a mai depus candidatura, dar este în continuare membru al Partidului Social-Democrat, chiar dacă a fost sancționat de organizație prin retragerea sprijinului politic, și primarul de Huș, Ioan Ciupilan, care a găsit cu care să declare într-o conferință de presă că va candida la alegerile viitoare din partea Partidului Democrat Liberal. Eu vă spun un lucru acum și vă supun judecății tuturor acelora care ne ascultă. Care motiv ar putea să determine un primar al Partidului Social Democrat? Un partid care, așa după cum știm cu toți, în perioadele de guvernare, a avut guvernări bune. Sau oricum guvernări care au fost mult mai echilibrate decât guvernările și cele ale țărăniștilor și cele ale Partidului Democrat Liberal. Ce anume putea să-l determine pe un primar? Să ducă el într-una din zile la Antena 1 și să declare acolo că, băi, eu data viitoare voi candida din partea PDL-ului. Guvernul PDL, actualul PDL, a guvernat bine țara și i-a dat satisfacții primarului. A spus, iată, domn primar, noi îți demonstrăm că guvernăm mult mai bine decât cei de la PSD.
Bun, dar primarii merg pe ideea aceasta că la alegerile omul votează primarul și nu partidul. Nu, haideți să vedem motivațiile lor, că atunci vom înțelege mai bine de ce se produc anumite mișcări pe scena politică. Oamenii sunt mai mulțumiți, sunt mulțumiți oamenii din jur, să zicem oamenii din Huș. Erau toți mulțumiți de guvernarea Partidului Democrat Liberal și cereau lui Ciuclan, domnul Ciuclan, numai candidat, domnule, la PSD. Este adevărat o asemenea treabă? Sunt mulțumiți oamenii? Nu, că efectele guvernării portocale sunt dezastruoase. Toate localitățile, nu mai în anumite. Deci oamenii nu sunt, nu oamenii cer chestiunea aceasta. Și atunci nu rămân decât câteva considerente strict personale. Noi, eu n-aș vrea să spun ca unii dintre aceia care colportează zvonuri, nenumărate zvonuri, că este șantajat, că este cum să spun, ținut în hăț, așa, de către cei din conducerea PDL. Nu, sunt, cred că, doar simple zvonuri, chestiunile acestea. Din potrivă, eu cred că domnul Dan Marian, prin capacitatea sa, prin inteligența de care a dat dovadă, i-a demonstrat lui Jean Ciupilan că este superior și acesta probabil că a hotărât ca, recunoscând această chestiune, a hotărât ca să îi se alăture acestuia în, să spunem noi, în opera aceasta de a sprijini PDL-ul. Pentru că altminteri nu pot să cred că domnul Dan Marian i-a demonstrat lui Ioan Ciupilan că este vreun reper moral, că a fost la PDL, a trecut pe la toate partidele și tot așa mai departe. Nu găsesc decât că din punct de vedere al inteligenței superioritatea lui Dan Marian a fost atât de zdrobitoare încât Jean Ciupilan, nemai având ce face, a trebuit să o recunoască și să-l urmeze precum Sancho Panza pe Don Quixote. Dar într-o astfel de situație, motivația primarilor, cum că nu ar primi fonduri și că nu fac investiții în localitățile pe care le conduc, dacă nu se dau de partea PDL-ului sau mai nou UNPR-ului, este o motivație bună? Adică este un adevăr în toată această poveste sau e doar așa o invenție? Eu nu pot să-mi dau seama dacă este corectă, întâi. Din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, ce credeți? Este corectă? Este corect ca un guvern care se instalează într-o țară să îi susțină pe reprezentanții săi și să-i urmărească, să-i sancționeze, să-i pedepsească pe cei ai opoziției? Așa se procedează de regulă când vin cei din partidul, să zicem, republican în America, la conducere, încep prigoana împotriva democraților și privează de fonduri localitățile în care sunt primari democrați, și acolo sunt și democrați și republicani. Ar fi chestiunea aceasta un lucru normal? Eu zic că este absolut anormal, pentru că alegerile sunt un moment al activității noastre, al activității politice, un moment care decid de cine anume va lua decizii într-o țară, care va fi majoritatea. Ori după aceasta începe opera de administrare și în această operă de administrare acțiunea este comună, atât a puterii cât și a opoziției. Puterea mai mult cât se află la putere, opoziția un pic mai puțin pentru că este în opoziție și numeric. De aia vorbesc aici de raporturi cantitative, nu discutăm de alte raporturi. Că dacă erau mai mulți cei ai opoziției, atunci nu mai erau opoziții. Deci au vreo scuză primarii? Deci din punctul acesta de vedere, eu cred că nu este normală acțiunea puterii. Deci prima chestiune pe care trebuie să o discutăm este aceasta, permanenta presiunea asupra primarilor pentru a-i determina să iasă din partidul din care face o parte, pentru că aici este un joc foarte limpede, dar foarte mulți dintre noi ne prefacem că nu-l vedem. Actuala putere, Partidul Democrat Liberal, că de ăștia discutăm. Lăsăm pe Traian Băsescu, care nu mai joacă niciun rol, dar el trage după sine. Iese repede în față, când e vorba de măsurile de austeritate, le enunță Traian Băsescu. Păi nu, domnul Traian Băsescu, dumneata n-ai nicio treabă acolo. Pentru că nu poți, dumneata, să impui măsuri de austeritate. Dumneata poți să impui numai vorbe. Dar măsurile nu le ia guvernul. Dă hotărâri de guvern, inițiază legi, le supune adoptării
Parlamentului, adică Parlamentului, nu Parlamentului în întregimea sa, discutăm aici. Deci supune adoptării în Parlament și este sprijinit de majoritate. Că dacă nu este sprijinit de majoritatea PDL, nu trec legile alea, că nu vor ceilalți, cei din opoziție, să le treacă așa cum le propun ei. Deci această atitudine a acestui guvern nu este sancționată. Și văzând că nu este sancționată, ei îi măresc presiunea din ce în ce mai mult. Sancționată de către cine? Cine ar de către să... oameni nu este sancționată. Dar în primul rând. Cum ar putea să sancționeze? Păi vă spun eu cum putea. Că atunci când s-au prezentat la alegerile din 2009, din 2008, a fost, s-i fi sancționat și s-i fi aruncat peste bord. Sau când se vor prezenta la alegerile din 2012, să facă acest lucru. Pentru că altminteri degeaba ne plângem. Vom fi în permanență ținta unor asemenea atacuri. Guvernul, Partidul Democrat Liberal, de fapt, este inițiatorul acestei chestiuni, sprijinește și de guvern, de reprezentanții săi în guvern, și de președinte, dar rolul acestuia este insignificant în momentul ăsta. Partidul Democrat Liberal ce face acum? El știe că nu poate să se bazeze pe opțiunea cetățenilor, pe dorința cetățenilor de a mai vota, că pe cine auzi nu prea vrea să mai audă de PDL. Știe lucrul acesta și atunci, știind că nu-i poate convinge pe oameni să voteze, atunci caută diversi tertipuri pentru a-i păcăli pe oameni ca să voteze. Și zice, dom'le, eu iau, dau un exemplu aici, de primar, care e celebru în județul nostru. Pe Temistocle Diaconu. De la Pădureni. De la Pădureni. Care este un primar excelent, un om de partid, în toți anii aceștia a fost foarte activ și un gospodar extraordinar. Și care cine? Acum s-a dat cu un EPR-ul. Nu, au dat tot felul de zvonuri de genul acesta, nu s-a dat cu niciun EPR. Păi așa spun cei de la un EPR. Da, domnul Constantin. Tocmai discutam despre aceste presiuni. Îl se duce, îl toacă, îl presează, vină, domnule, treci la noi, dacă vii la noi îți dăm fonduri și tot așa mai departe, dacă nu vii la noi, nu-ți dăm nimic și nu știu mai ce. Încercând să-l pună în imposibilitate pe primarul respectiv să facă vreun program în localitatea sa. Și prin această bază, eu consider că este un tip de șantaj evident, pe această bază să obțină acceptul lui de a fi prezent la întâlniri, de a fi, să zicem noi, printre invitații unor reuniuni a partidelor respective și tot așa, mai departe. Am dat un exemplu nu pentru a arăta lucrul acesta, pentru a arăta că ei încearcă să uzeze de un capacitate, de personalitatea unui om cum este Temistocle de acolo, pentru a-i face pe oameni să voteze tot PDL-ul. Și ce vine dumneavoastră la noi la PDL, te punem la PDL, primar, îți dăm bani, dacă nu îți dăm nimic și nu ai cu ce să rezolvi problemele în comunitatea mentale, iar dumneata să-i convici pe cetățeni să ne voteze pe noi PDL-ul. Nu pentru că noi am făcut ceva bun pentru cetățeni, ci pentru că dumneata ești cu noi. Acesta este tipul de acțiune care se dezvoltă în momentul acesta, dar care a dat rezultate foarte slabe. Dacă în 4 ani de când fac chestiunea aceasta, abia s-au ajuns de 2 primari au reușit să fie sancționați în interiorul partidelor, dar n-au plecat din partidul. Ah, da, e vorba de 2 primari serioși, adică 2 municipii, nu? Sigur că sunt serioși până când nu mai sunt serioși. Că foarte mulți dintre aceia care erau serioși în felul acesta, când au venit alegerile, n-au mai fost și atunci au devenit... Mulți spun că e în pericol acum Partidul Social Democrat prin renunțul celor 2 primari de la Bârlad și pericol de aluneca... De exemplu, inclusiv candidatura dumneavoastră la Consiliul Județean e pusă sub semnul întrebării. E în pericol de aluneca pentru că probabil se anunță gheață la mal și atunci, haideți să fim serioși. Dacă cineva crede că îi poate prosti pe oameni, atât de simplu, vă dați seama că ideea aceea care am spus-o mai înainte în legătură cu Jean Ciuplan, că l-a uimit cu inteligența sa, domnul Dan Marian, de l-a făcut să-l urmeze precum Sancho Panza pe Don Quixote, este o ironie. Nu, acolo este un alt substrat. Deci PSD-ul poate câștiga și fără Ciuplan și Constantinescu la alegerile viitoare? La președinția Consiliului Județean, care a fost deținut, de exemplu, care a fost deținută de noi mulți ani de zile, a fost câștigată, iar nu avem nici la Huș primar pe vremea aceea, nu avem nici la Bârlad primar pe vremea aceea.
tot așa mai departe. Și am câștigat președinția Consiliului Județean. Deci nu e un pic. Este un alt tip de alegeri. Eu nici nu pun problema aceasta. O las deoparte, noi trebuie să discutăm acolo, în plan local, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă. Acolo dacă există. Și eu cred, de exemplu, că la Brăila noi vom câștiga alegerile. Ieri s-a stabilit în cadrul organizației municipale ca Adrian Soroman să candideze pentru funcția de primar. Este un om care l-a talonat pe Constantin Constantinescu. Este un om foarte activ, care a și fost inițiatorul multor acțiuni care au făcut ca Bârladu să simtă o mână de bun gospodar. Este un om pregătit și teoretic. Nu întâmplător este ținta tuturor atacurilor din partea ziarului Adevărul, care susțin pe Dan Marea, evident, și pe clica aceea, spuneți-mi că n-am dovezi. Păi nu prea spun eu, n-am dovezi. Spuneți-mi că n-am dovezi. Și că cei de la Adevărul sunt niște oameni corecți. Bine, să lăsăm acum colegii din presă. Fiecare își face politica editorială așa cum vrea. Să încercăm să vedem tot contextul acesta. Vedem cine cu cine. Nu dați acum vina pe presă pentru oamenii din partidul dumneavoastră care fac ce nu trebuie. Dar eu nu dau vina pe presă. Am vorbit eu de toată presa, dar eu am spun un singur lucru. Că în presă sunt și acolo fel de fel de comportamente. Sunt oameni corecți, care îți văd de treabă. Bine, dar noi vorbim acum de... Și care, de exemplu, pe mine m-au criticat ani îndelungați. Dacă am fost pe drept, am încercat să mă corectez. Dacă am fost pe nedrept, am ripostat. Dar tot în aceeași presă sunt și oameni absolut incorecți. Și care se pretează și pun umărul la asemenea jocuri. Haideți să fim serioși. Haideți să vedem cum era Titi Constantinescu în ziarul Vremea Nouă, acum vreo 2-3 ani, și cât de bun a devenit acum, adică când a trădat Partidul Social Democrat. Prin anumite declarații ale sale. Sau, în sfârșit. Să nu mai continuăm pe tema aceasta, că eu cred că lumea este... Dacă citești două ziare, și eu vă recomand să citiți două ziare dimineața. Ziarul Obiectiv și ziarul Vremea Nouă. Veți vedea ce diferență de opinie este între cele două publicații. Și eu nu cred că amândouă sunt exponentele adevărului. Trebuie să alegeți dumneavoastră. Citiți dimineața, confruntați cu faptele, informațiile de acolo și alegeți care dintre cele două publicații se situează pe poziția mai apropiată de adevăr și care este o expresie a minciunii și a încercării permanente de manipulare. Și să-mi spuneți și mie, vă rog, dacă ajungeți la o concluzie. De asta cu analiza presei și așa. Ea este legată de această acțiune, pentru că acțiunea celor de la guvern a fost sprijinită de anumite publicații, în mod evident, răstălmăcind totul. Ei, chiar acum am văzut un titlu care este ridicol tare, dimineața am văzut în Mincinosul, care este corp comun cu Vremea Nouă. Câștigătorul săptămânii. Câștigătorul săptămânii ar fi un anumit domn, aici și eu am trebuit să mă abțin, deși eram oarecum supărat că se întâmplase ceea ce se întâmplase la sediul nostru, dar trebuie să mă abțin ca să nu râd în ohuti, pentru că n-am înțeles ce a câștigat. Și nu sunt acum, nu am predispoziția necesară pentru a exprima ce a câștigat pentru o formulă tare, așa, știi? Mai eu... Lăsăm lucrurile acestea. Ați adus în orice caz, să revenim la chestiunea aceasta care este foarte gravă. Deci, printr-o asemenea politică, de racolări, de șantaj, de promisiuni, de toate felurile, s-a încercat demantelarea, în special a Partidului Social Democrat. Ținta atacurilor PDL va fi întotdeauna Partidul Social Democrat. Pentru că ei nu au aici un alt scop. Probabil că au făcut și o anumită fixație unii dintre conducătorilor, decât să demonteze Partidul Social Democrat. Eu nu înțeleg sub nicio formă că și Partidul Social Democrat este o forță politică, aș spune eu, care acționează în limitele normalității și că ei au nevoie, fiind un partid care este majoritar în județul nostru, ei au nevoie permanent de un dialog cu noi. Eu sunt dispus la acest dialog, dar nu pot să dialoghez cu dânsii dacă tu, voi, ceilalți, vreți să distrugeți partidul, să luați oamenii, să-i constrângeți, să-i șantajați, să-i învinuiți și tot așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, dialogul funcționează numai din partea noastră. Noi suntem aceia care încercăm să avem un dialog. Ei fac tot ceea ce e posibil să bareze acest dialog și
să mă exprim așa foarte simplu, să-i prostească pe oameni, încă o dată. Da, am văzut așa în ultima perioadă că PDL-ul s-a mai liniștit în ceea ce privește racolarea primarilor și vine puternic din spate UNPR-ul la nivelul județului Vaslui. Au fost tot felul de declarații prin presă în ultima perioadă. Președintele interimar al acestei formațiuni politice, domnul Ionel Constantin, chiar spunea că există primari de la Partidul Social Democrat care au semnate adeziuni atât la PSD cât și la UNPR. Iar dacă acei primari nu își vor vedea de treabă și vor mai ataca UNPR-ul, va prezenta public adeziunile respective. Este extraordinară chestiunea aceasta, cum un om datorită inteligenții scăzute se dă singur de gol. Deci el spune, băi, dacă mai vorbiți, scot elementele, eu vă șantajez acum ca să tăceți. Dar dacă voi vorbiți, eu scot pe masă. Alea. Da, există deci ce am vorbit până acum despre faptul că fac presiuni, că îi șantajează, că îi intimidează, că îi constrâng pe aia? Pentru că domnul Constantin el... nu face el presiunile. Alți oameni din partid se duc și fac presiunile. Și el doar stă la birou. Și cel care zice că e șeful partidului acum, nu știu cum e șef, că mi se pare că când a fost dat afară din PSD, dar va fi dat îndată, ca să-i dăm libertatea, că nu poți fi șef și membru în două partide. Încă mai are adeziunea semnată la PSD, domnul Constantin? N-am auzit că a fost un om, dar e vorba de domnul Constantin? Da, domnul. Știam că e un om corect. Domnul Constantin e președinte undeva? Adică dumneavoastră nu știți cine e președintele UNPR-ului? Nu, dar a fost nominalizat, s-a spus undeva, s-a declarat chestiunea A declarat aceasta? Dumnealui lucrul acesta, că e președinte interimar din luna februarie tocmai. Atunci nu... voi transmite organizații municipale să supună în dezbateri apartenența sa la PSD și evident să le excludă, că nu are sens să-l ținem, că nu vrem să... nu avem nevoie. Poți mai pierdut un membru. Da, pe lângă atâția... putem să compensăm chestiunea aceasta. În fiecare zi sunt oameni că la modul serios se înscriu în partid și putem să ne lipsăm de ticăloși. Nu... din păcate... Deci dumneavoastră știți de astfel de situație? Să... există primari care sunt au adeziuni semnate și la PSD și la UNPR? Am spus celor de la UNPR că nu știam că acesta este corifeul șantajiștilor acolo. Dom'le, cu cine te asociezi? Spune-mi cine ești, cu cine te întâlnești ca să spun cine ești. Cu cine să întâlnești dacă domnia sa este acolo? Nu știi cu sârbul care a fugit de la PSD după ce a fost ministru, după ce a fost și ținut în... i s-a promis că îl pune ministru, că îl pune, nu știu, și după aia nu l-a pus nimic și e ținut în lesă cu anumite chestiuni. Nu știi cu domnul Gabi Oprea, care a săpat bine acolo la rezervele statului, a intrat în PSD dându-se om cinstit, onest, corect, etc. Și dintr-o dată a cotit-o în cealaltă parte, dându-și seama că onestitatea nu face multe paralii și tot așa mai departe. Și acum eu să cred că Ionel Constantin, care se adună cu aceștia, e mai cinstit decât ăștia și el urmează, și că spune cu gura lui că, băi, dacă vorbiți să vă scot documentele astea, înseamnă șantaj curat. El ar trebui cercetat, de fapt, de nu instituțiile. Nu s-a autosesizat nimeni până acum. Dar, dacă nici instituțiile nu-l bagă în seamă, vă dați seama cam care este valoarea... Pentru că ați pomenit de Marian Sârbu, cel pe care Partidul Social Democrat l-a... Însă, în orice caz, dacă cumva partidul domnului Oprea a practicat acest șantaj, și sunt numai vorbi în continuare. Și eu îi somez să dea publicității chestiunea, să dovedească oamenilor că îi șantajează pe primari. Deci a spus-o domnul Constantin public aici la emisiune, în fața camerelor de luat vederi, nu trebuie, pe la colțul. Trebuie să-și asumi chestiunea aceasta și va trebui să văd și eu să vedem dacă nu cumva ea face obiectul de cercetare al procuratorii. Deci este o chestiune foarte serioasă. Adică tu, șef de partid, spui, dom'le, eu i-am șantajat pe primarii altui partid. Ăștia sunt primarii mei, chelnarii primari din alegeri, nu? Dar i-am spus să nu vorbiți cumva ceva, să spuneți că ați semnat adeziuni la UNPR. Că dacă vorbiți și nu știu ce, eu scot adeziunile și le arăt. Nu are primar deocamdată, dar spunea că după alegerile din 2012 va avea cel puțin 20 de primari la nivelul județului Vaslui, UNPR-ul. Avea sau nu avea, dar avea de gând să-și ia. Am înțeles chestiunea aceasta. Dar revenind la Marian Sârbu, că ați pomenit de el mai devreme, am văzut că își ajută colegiul pe care îl reprezintă. A alocat fonduri la ultima rectificare de buget serioase în unele localități. Nu știu, din colegiul a spus domnul Sârbu treaba aceasta? Nu, n-a spus domnul Sârbu treaba aceasta. Eu am înțeles din toată povestea aceasta că guvernul, într-un mod extrem de limitat,
a răspuns cererilor unităților administrative teritoriale, nici măcar pe oamenii PDL-ului de data aceasta n-a putut să-i ajute, decât într-o măsură foarte mică, și că au fost sprijiniți 1, 2, 3 primarii Partidului Social Democrat pentru a-și realiza niște obiective. De Marian Sârbu sau de guvern? De cine au fost sprijiniți? Eu am citit hotărârea de guvern. Nu era hotărârea lui Marian Sârbu. Nu, dar era vorba acolo exact de acele localități despre care se spunea că primarii au semnat adeziuni la UNPR. Deci asta rămâne, domnul, să ne arate domnul Corifeu, care e câștigătorul săptămânii, să ne arate adeziunile acelea, dacă le-a semnat. De ce nu le arată, domnule? Eu asta nu înțeleg. Domnule, dacă ai adeziunile unor primari PSD, arată-le, domnule. Poate că o să facă și lucrul acesta la un moment dat. Păi, nu, atunci... dar ce tot lansăm zvonuri din astea, nu știu mai ce. Eu știu ceea ce am citit, că am citit lucrurile acestea în hotărârea de guvern și în hotărârea de guvern erau alocate niște sume absolut insignifiante. Chiar și acele care erau mai mari de 1 miliard de lei, sau... hai să fim serioși, ce poate să facă municipiul Huș, al cărui primar dă declarații, va candida la PDL? Asta îl cred. Deci este clar că a călcat în strechini, și-a trădat alegătorii, și-a trădat colegii de partid. Asta este foarte clar pentru mine. Pentru ce? Să cred în zvonurile care se spun că pentru arginți, nu cred că îl știu. Trebuie să fie alt tip de condiționare acolo, da? Asta e problema. În afara faptului, care ne-a spus, dacă nu cumva l-a uimit inteligența șefului actual al Partidului Democrat Liberal. De ce credeți dumneavoastră că s-a supărat Ioan Ciprian atât de tare pe PSD încât a declarat că va candida pentru PDL la următoarele alegeri? Nu știu de ce s-a supărat, că nu avea niciun motiv. Nu știu ce l-a determinat să îndrăgostească atât de tare din PDL, dacă ar fi să vă răspund la această întrebare. Asta cred că trebuie descoperit. Ce l-a determinat să îndrăgostească atât de tare din PDL? Da, a fost el sabotat de PSD în vreun fel sau de Consiliul Județean? Sabotat? Pentru că și Consiliul Județean e condus tot de PSD. A noi există vreo posibilitate ca noi să sabotăm unitățile administrative teritoriale? Înseamnă că să vârșim o infracțiune. De exemplu, dăm bani mai grav. Mulți într-o parte și mai puțin în altă parte. Nu dăm bani așa când vin nou. Sunt reguli legale, vorbesc de acest. Avea motive din punctul acesta de vedere Ioan Ciuplan să fie supărat? Păi, dumne, n-avea. Evident, n-avea niciun motiv, ca să fie foarte clar. Pentru că noi am acordat un sprijin consistent în limita posibilităților noastre ale bugetului Consiliului Județean. Și municipiului Huș. Cum am acordat și Bârladului, cum am acordat și Vaslui, cum am acordat și Negre. E adevărat că sprijinul nostru în raport cu nevoile municipiilor este insignifiant. Dar am făcut și alte lucruri acolo. Am preluat niște sarceni extraordinar de grele, care nu le-ar fi putut duce la capăt niciodată, de exemplu. Să intrăm în programul operațional sectorului pentru reabilitarea sistemului de apă canal, care merge foarte greu. Datorită faptului că guvernul nu ne-a finanțat. Și căutăm acum să intrăm pe fondurile europene ca să putem finanța, să nu rămână orașele răscolite. Sarcinile acestui program, milioane de euro contribuții, nu le-am lăsat în spatele municipiului Huș și a primarului din municipiul Huș și a Consiliului Local din municipiul Huș, că nu există numai primarul, ci există și Consiliul Local, nu le-am lăsat în spatele lor, ci ne-am asumat noi, Consiliul Județean, sarcina acestei cofinanțări. Și contractăm împrumuturi grele, aș spune eu, care ne marchează activitatea noastră pentru a susține, pentru că suntem interesați ca orașele noastre să se modernizeze. Același lucru se întâmplă și în Vaslui, același lucru se întâmplă și în Bârlad, același lucru. N-am lăsat ca problema gestionării deșeurilor, care este o problemă extrem de complicată și care ține de angajamentele noastre luate atunci când am intrat în Uniune, să fie rezolvată de nu știu care municipiu sau oraș, că nu puteau să o rezolve, având în vedere legislația încheiată și acordul cu Uniunea Europeană. Nu puteau să o rezolve, că nu-ți dă voie să faci groapă privată, particulară, legea actuală și actele normative încheiate. Deci trebuie să faci un depozit ecologic comun. Și această sarcină a fost luată din noi și investim și acolo, confinanțând cu milioane de euro, programul respectiv pentru orașul Huș, pentru Bârlați, pentru Vaslui, pentru Negreș, pentru localitățile din județ. Da, deci, poate cineva să spună,
Dacă poate să spună, sigur, să spună oricine, asta e problema. Dar vorbim documentat aici. Programul se aplică acum, deci. Investiția va începe cea privind gestionarea deșeurilor. Deja se derulează licitațiile, investiția practică în depozit și celelalte platforme de colectare, selectare și așa mai departe, se va derula în anii următori. Apa este în derulare. Este, se poate vedea și avem documente, contracte de finanțare, convențiile și tot așa mai departe, hotărârile de guvern. Astea se văd, sunt pe masă. Ce mai contează că cineva spune, bă, doamne, nu-i ajută? Sigur, să spună cât vrea, dar iată ce spun documentele, că îi ajutăm. Și de fapt nu că îi ajutăm, că suntem noi, ci împreună suntem în tot administrațiile acestea. Trebuie să conlucrăm între noi pentru ca modernizarea acestui județ, care este un județ cu resurse mai puține și care are și un tip de subdezvoltare cronică, să continui, să mișcăm înainte. Să nu mai îmbrătăm ca în secolul al XIX. Spuneți-mi, avea șanse, de exemplu, primarul de la Huș, Ciupilan, să ajungă primar fără sprijinul PSD-ului la alegerile trecute? Bun. Nici nu are niciun sus. Pe ce a fost înainte primar? A candidat din partea PSD-ului și a ieșit. Bun, dacă ar fi candidat independent, ar fi avut șanse. Știm foarte bine că la primul tur, consilierii PSD au ieșit cu mai multe voturi decât primarul. Deci, trebuie să acceptăm, oricât ar fi uneori de neplăcut pentru noi, realitatea. A ieșit primar al Partidului Social-Democrat, sprijinit de membrii și simpatizanții Partidului Social-Democrat și de cei care l-au cunoscut personal. Dacă domnul Ciupilan a anunțat că va candida la PDL la alegerile următoare, ce șanse are Partidul Social-Democrat sau Uniunea Social-Liberală să câștige primăria municipiului Huș? Noi vom avansa un alt candidat în dezbaterea publică. Vom merge împreună cu cei din Partidul Democrat Liberal în cadrul Uniunii Social, cu Partidul Național Liberal în cadrul Uniunii Social-Liberale. Vom căuta să stabilim o listă de consilieri, o listă de consilieri, oameni activi, gospodari și recunoscuți în municipiul Huș și să obținem victoria în această bătălie. Nici unul dintre aceia care nu înțeleg exigențele activității de partid nu va fi cruțat, ca să ne înțelegem foarte bine. În PSD nu avem nevoie de trădători. Avem nevoie de oameni verticali, cu caracter. Că cei care fac lucrul ăsta și trădează nu cred că sunt oameni de caracter sau care au caracter. Da, spuneți-mi, am văzut că în ultima perioadă toată lumea are o atitudine așa critică față de actuala guvernare. Dar la ultima vizită a ministrului transporturilor Anca Boagiu în județul Vaslui s-a vorbit despre faptul că aproximativ 110 milioane de euro sunt bani care s-au adus în județul Vaslui în guvernare. Ministerul, guvernul... Eu cred că banii sunt mai mulți, dar în sfârșit nu sunt banii... Asta este o mare excrocherie practicată, pe care de la primul pedelist județean și până la primul pedelist național o utilizează toți pentru a justifica oarecum guvernarea aceasta. Nu, dom'le, sunt banii europeni, pentru care municipalitățile, orașele, Consiliul Orașilor, Primăria și Consiliul Locale, comunile, au depus eforturi foarte mari și au și cheltuit foarte mult, pentru că studiile astea de fezabilitate, proiectele și celelalte, nu sunt gratuite și nu întotdeauna sunt incluse în costurile proiectelor respective. Sau, ca să mă exprim mai simplu, nu toate cheltuielile sunt și finanțate prin programul respectiv. Trebuie să pui tu să cheltui foarte mulți bani. Să nu ne imaginăm că reabilitarea Centrului Cultural Istoric, care este un proiect al Consiliului Județean și este susținut financiar prin cofinanțare de către Consiliul Județean, nu a mai costat și alte lucruri, multe alte lucruri, până când am ajuns ca proiectul să fie declarat eligibil și să fie finanțat. Și atunci, ideea acestor laude, laudele, dacă trebuie să lăudăm pe cineva, atunci trebuie să-i lăudăm pe cei din localitățile respective, sau unitățile administrativ-teritoriale. Pentru apă trebuie să spunem că județul s-a ocupat de treaba aceasta și atunci ăștia merită apreciere sau să constatăm. Nu trebuie laude.
Nu avem nevoie de laude, că asta este în fond misiunea noastră, să facem lucrurile astea. Dar să constatăm, să spunem, da, iată județul a făcut. Pentru asfaltarea din Vaslui, primarul și Consiliul Local, primarul Vasile Pavel și Consiliul Local, iată, ei au făcut această chestiune. Pentru Centrul Cultural Istoric, Consiliul Județean, consilierii și structura de conducere, ei au făcut. Astea sunt lucrurile reale pe care trebuie să le spunem. Și oamenii trebuie să înțeleagă această chestiune, pentru că așa este. Ce să-mi spună în capul acelui? V-am adus 110 milioane, dar ce i-a luat de acasă, de la tatăl ei, sau de la soț, sau de la rude? I-a adus într-o sacoșă? Sau ne-am zbătut noi și am cheltuit ca să accesăm fondurile europene? Dacă mi-ar fi spus doamna Bagiu că guvernul pe care îl conduce ne-a alocat 50 de milioane, 30 de milioane, 100 de milioane de euro din banii bugetului pentru reabilitarea unor elemente, că dumneavoastră este ministrul al transporturilor, reabilitarea unor segmente de drum național din județul nostru, atunci aș fi recunoscut și eu. Da, dumne, uite, au făcut treaba asta. Dar tu vii și te lauzi cu banii europeni pe care noi muncim să-i accesăm? Ce potlogărie asta? Cum vine treaba aceasta? Ci, Uniunea Europeană a împroprietărit pe DL-ul cu banii aceia și acum ei dau și ei campioni de cred ei. Nu! Sunt bani puși la dispoziția țării, sunt proceduri foarte stricte. Ceea ce au făcut ei cu adevărat a fost să încerce să vicieze aceste proceduri. Că nu întâmplător se ducea Dan Marian și povestea că, păi băi, veniți să vă dau bani! Păi de unde ai tu bani, domnul Marian? Care ești deputat și trebuie să te ocupi cu făcutul legilor. Și s-a duște acum cunoștință, te lupți pentru rezolvarea unor probleme, dar nu să dai tu bani. Cum vă explicați faptul că nu a apucat să câștigi un primar PSD alegerile, să plaseze un program din acesta, program operațional regional, sau pe POS, dacă au fost, sau pe mediu sau pe altceva, să-l câștigi și să nu-l vezi pe Dan Marian fotografiindu-se cu capul alături de primarul PSD. Păi ce meritai dumneavoastră, domnul Marian? Au înțeles primarii lucrul acesta, că PDL-ul nu are niciun merit în toate aceste investiții? Păi eu cred că... Investiții. Eu cred că... dacă e vorba de a critica chestiunea aceasta, cred că pe anumite segmente, și nu spun pentru că au fost segmente foarte bune, cum este cel al mediului, în care lucrurile au mers bine acolo, dar pe anumite segmente cred că s-a încercat foarte mult blocarea unor proiecte, dacă ele veneau de la primarii PSD. În special aici a fost bătălia. Primarii PSD. Cred că PSD-ul este adversarul real al celor de la PDL, al întregii combinații care este acolo. Să nu ne punem și într-un alt fel problemă. În permanență, deci, guvernarea PSD față în față cu guvernarea PDL. Aceștia sunt adversari. Cum procedează unii, cum procedează alții. Sigur, a jucat un rol important și PNL-ul în guvernarea aceea care a fost, dar fără Partidul Social Democrat n-ar fi putut juca rolul acela. Pentru că n-ar fi avut susținere și ar fi trebuit să clacheze. Deci să ne înțelegem, să simplificăm lucrurile acestea, să le putem înțelege. Acestea sunt realitățile evidente pe care le trăim. Că acum vrea să ne prostească doamna Boageu, să ne spună că, domnule, v-am dat eu bani. Nu, doamna Boageu, n-ați dat niciun ban. Doi, proiectele pe care le-au promovat au vicii enorme. De exemplu, proiectul care de reabilitare a drumului național care trece prin Bârlad trebuia să cuprindă în mod obligatoriu, potrivit legii României, și secțiunea de drum național din Bârlad. Ori, așa cum a fost scos la licitație, nu conține drumul acela. Păi dacă e drum național și dacă se reabilitează pentru un program european, pe bani europeni, fără sau cu un efort mai mic al comunității locale, nu ar fi bine să facem și drumul ăla de acolo? Nu. Și era prelejluitit Constantin. Eu spun că, domnule, mă duc și că să-mi dea drumul, să-mi dea asfaltare, de-aia mă duc eu la PDL. Păi e corect. Un primar al Partidului Social Democrat din Bârlad trebuie să ducă la guvernul PDL cu aceeași îndreptățire ca orice alt primar, ca și primarul PDL, și să ceară rezolvarea unor probleme. Să propună soluții.
Și obligația guvernului este să le accepte. Să le accepte. Bun, dar ați văzut că la ultima întâlnire pe care... Victor Cristea, actualmente deputat PSD, a fost primar al Partidului Democrat. PSN. Și în timpul guvernării sale s-a făcut un lucru foarte bun. S-a adus gazul în un lucru care părea irealizabil, de fapt. Să aduci gaz în municipiul Vaslui. Ce ar fi trebuit ca să facă guvernul de atunci? Să nu-i fi dat voie să aducă gazul, nu? Pentru că era primar PDL. Nu PDL. Era primar al Partidului Democrat. Partidul Democrat. Așa ar fi trebuit? Nu. A fost sprijinit inclusiv de către noi. Să fie adus. Pentru că a fost o inițiativă foarte bună și opera care a făcut-o... Și a fost sabotat mai apoi de colegii dumneavoastră actual de Alianță, Partidul Național Liberal. Să spunem și lucrul acesta, dacă tot vorbim despre trecut. Ce să discutăm? Era în opoziție, era o altă situație. Obiceiurile astea rele, știți că provin încă din prima guvernare PDL, PNL, nu din acum. Nu sunt de acum obiceiurile acestor de a face presiuni, de a dirija banii aiurea și toate chestiunile acestea. Pentru că, dacă vă amintiți bine, ca să vedem care sunt diferențele de optică între cei care guvernează. Năstase a spus că va face 400 de săli de sport. S-au făcut cele 400 de săli de sport. Au fost recepționate și date la cei. După au apărut vreo unii, doi și spunea că plouă prin vreo 3 săli. Poate că plouă în 3 săli. Dar s-au făcut, recepționate, funcționează și astăzi. În cealaltă guvernare, guvernarea inițiată de PD împreună cu PNL, s-au propus numeroase obiective spre a fi reabilitate. De exemplu, școlile din județul nostru sunt, cred că în momentul ăsta, vreo 70-80 care stau în paragină, a căror reabilitare a început și nu s-a mai terminat niciodată. Asta a fost diferența dintre cele două tipuri de guvernare. Și nu s-a terminat nici acum în guvernarea PDL. Dacă ați observat, ei nu mai dau niciun ban pentru reabilitarea școlilor și grădinițelor. Păi cum vine treaba aceasta? Eu știu că pe timpul guvernului și a guvernului Văcăroiu, când s-a inițiat chestiunea aceasta și a guvernului Năstase, s-au reabilitat un număr foarte mare, inclusiv în perioada Țărănescu, un număr foarte mare de școli prin programul Băncii Mondiale. Dar toate au fost finalizate. S-a spus atunci despre vreo 2-3 că nu au populație școlară. Și asta era o critică. Dar erau obiective finalizate. Și atunci să analizăm când a fost mai bine. Atunci când s-au făcut 250 de școli care au fost finalizate. Sau acum când sunt încă 100 și ceva care stau în paragină și nu se investește nimic în el și se dărâmă. Care guvernare a fost mai bună? Deci, ce poate să ne spună doamna Boagiu? Să ne spună de ce n-au alocat bani pentru reabilitarea infrastructurii din învățământ, școli, grădinițe, etc. Să ne spună de ce nu dotează liceile agricole cu mașini performante și celelalte licee care mai au profil, de ce nu dotează cu mașini performante și să-i învețe, să-i formeze pe oameni ca lucrători. Să ne spună din ce cauză au tăiat salariile oamenilor, în permanență intervin cu aceasta și fac și aplică toate măsurile numai celor mai necăjiți dintre oameni. Să ne spună lucrurile astea. Și atunci o să o credem. Da, apropo de bani și de promisiuni, ați văzut că la ultima întâlnire pe care a avut-o liderul PDL cu primarii din județul Vaslui, fie ei primari PDL, primarii PSD care s-au mai dus pe la acea întâlnire sau PNL, li s-a transmis clar să-și ia gândul de la fonduri, cel puțin până în primăvară, pentru că guvernul nu va mai acorda niciun ban primăriilor din județul Vaslui. Altfel spus, un an întreg li s-a promis că vor primi fonduri pentru comunitățile pe care le conduc pentru diverse investiții, iar acum, pe ultima sută de metri, li se spune primarilor: băieți, știți, îmi pare rău pentru voi, dar nu pot să vă mai ajut. Cum vedeți dumneavoastră toată această chestiune? Credeți că se vor liniști primarii și nu vor mai crede în astfel de promisiune? La urma urmei, partidele acestea sunt reprezentate de oameni care exprimă felul în care se comportă partidul. Haideți să vedem puțin, pentru că toți sunt eu de față aici, cum am procedat eu în toți anii în care am fost în administrație, reprezent Partidul Social-Democrat sau în Parlament, când nu am avut nicio altă funcție în afară de cea din administrație executivă. Să fost în guvern sau în nu știu ce structură, agenție.
guvernamentale, etc. Și cum s-a comportat domnul Marian? M-a auzit pe mine cineva rugat spunând, am adus bani. V-am adus bani, vă dau bani. Dacă nu faceți treaba asta, vă iau gâtul și nu vă dau banii. Și tot așa mai departe. Dacă cineva m-a auzit făcând lucrul acesta, atunci îl invit aici la o dezbatere și sunt dispus să fiu, să spunem eu, supus oprobiului dumneavoastră. Cum s-a comportat, inclusiv numai până și șefii săi de partid, doamna Boageu, acum banii europeni îi aducea ea. Nu aceasta a fost promisiunea cu care a încercat și nu numai că a încercat, a făcut foarte mult rău primarilor. Pentru că un primar, dacă nu înțelege că a ales pe lista unei formațiuni politice și susținut de oameni pe lista aceea, își pierde din credibilitate. Își etalează trăsăturile negative ale personalității atunci când trădează, când fuge în altă parte, când se vinde pe doi bani și celălalt, înseamnă că n-a înțeles nimic primarul respectiv. Și atunci, oare noi, cei care îi apreciem, cum trebuie să îi apreciem pe oameni? Dacă am căutat cele mai simple elemente ca să-i putem evalua, să-i evaluăm pe aia care sunt mai corecți, lăsând la o parte că fiecare poate greși, e bine să-și asume greșelile acelea, să dea dovadă și de uneagă de spirit autonom, sau să-i apreciem pe aia care sunt șulfați și golani, ăștia care umblă numai cu prostii. Dacă noi, societatea actuală românească și viitoare, va dori să-i aprecieze pe golani, sigur că oamenii îi vor alege pe aceștia, care se comportă în felul acesta, cel puțin. Dacă va dori să, ca în societate, și eu cred că acesta trebuie să fie un punct de vedere corect în evaluarea și în exprimarea unor opțiuni, va dori să fie guvernată de către oameni, sau împreună cu oamenii corecți, cu oamenii care au caracter, cu oamenii care sunt serioși, în primul rând, atunci va trebui să aleagă altceva decât actuala formație, formațiunii politice, altceva decât PDL-ul și pe reprezentanții acestei. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră astăzi. Vă mai aștept în studio și cu alte ocazii și vă doresc succes în continuare, pentru că urmează o perioadă destul de agitată pe scena politică. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Aceasta a fost ediția Linia 1 de astăzi, doamnelor și domnilor. O zi bună în continuare. La revedere!